Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a atras atenția în ședința deliberativului județean asupra lipsei forței de muncă de pe piață, situație care a condus la întârzieri la lucrările de reabilitare și modernizare a drumurilor județene. Șeful administrației județene sucevene a subliniat că pe șantiere numărul echipelor de lucru se împuținează de la zi la zi. Facem această prezentare a execuției bugetare la 6 luni, 88% la venituri, 66% la cheltuieli. La cheltuieli avem câteva probleme care au afectat procentul de execuție bugetară și aici mă refer în primul rând la câteva proiecte din PNDL pe drumurile județene. A fost și o perioadă de ploi, dar acum vă spun sincer că suntem zilnic cu ei în comandamente și lucrează, dar s-au înregistrat întârzieri și drumul Vulturești-Hârtop. Au fost ploi acolo, a apărut și o situație la primărie că se lucrează la aducțiune de apă și a blocat oarecum lucrările drumului județean. Avem o problemă de contestație la proiectul de întreținere a drumurilor județene multianual și acolo suntem limitați, nu putem face cheltuieli pentru că suntem în procedură de contestație, din păcate. Și acum, ca să vă spun de ultima oră, că zilnic ne uităm și la Slatina și la Grădinița Coșna și la Pleșa, se lucrează și pe axă, se lucrează și la Frătăuț, se lucrează, însă a fost o perioadă în această primăvară și vă spun și vă informez, una din cauze a fost și vremea proastă, dar a fost și lipsa forței de muncă. De foarte multe ori am găsit nepermis de puțin muncitori în șantiere, am avut foarte multe discuții, somații către firmele care lucrează. Este de fond, dacă vreți, această problemă a lipsei forței de muncă. Văd că în toată țara, dar din păcate ne afectează și pe noi.